Bună ziua tuturor prietenilor iubitori de podcast pe agricultură. De regulă, regula într-un podcast este că regula e regulă și trebuie să bei. De asta am zis și eu de două ori regulă. Dar de data asta am preferat să punem în paharele cu picior un produs pe care noi îl apreciem foarte mult. Și e vorba de lăptăria cu caimac și este vorba de un iaurt răcoros. Din lăptăria cu caimac sunt foarte mulți pe care îi cunosc că au sau că nu au legătură cu agricultura, pot să spună cuvinte frumoase despre. Eu astăzi nu o să mă lungesc foarte mult pentru că pentru o scurtă perioadă de timp l-am alături de mine pe domnul Adrian Cogan, motiv pentru care dați-mi voie să începe prin a ciocni un pahar de lapte și să spunem că este unul dintre cel mai lapte, iaurt, unul dintre cele mai complexe și curate alimente, pentru că, iată, trebuie să distrugem împreună mitul laptelui cancerigen și toate porcările spuse. Cu siguranță, laptele nu este cancerigen, este un aliment sănătos, dacă și mai ales dacă este procesat așa cum trebuie. Dacă este procesat blând, dacă nu conține chimicale, dacă nu conține ftalați, dacă nu conține amidon, dacă nu conține tot felul de lucruri, care în trecut se foloseau pe scară foarte largă, dar din punctul meu de vedere ușor a început să dispară această practică. Și societatea se uită de niște ani către produse de înaltă calitate, se uită de niște ani către produse naturale, iar noi ne străduim să le facem cât mai aproape de așa cum le dă vaca. Asta înseamnă că le pasteurizăm la temperatură joasă și timp scurt. Contează timpul, și da? Timp scurt. Le omogenizăm parțial. Laptele dulce, laptele proaspăt este nestandardizat, pentru că vrem să fie cât mai aproape de laptele proaspăt mult. Și este proaspăt, este cu adevărat proaspăt laptele nostru, pentru că, vă dau un exemplu, începem mulsarea de la 6 dimineața, se mulge până pe la 9, la 9 și jumătate cel mai târziu intră în fabrică și începem procesarea. Pe timpul zilei se ambalează, până seara este gata ambalarea, se răcește peste noapte și a doua zi dimineața, la 4, la 5 dimineața, pleacă. Sunt magazine și sunt ocazii când laptele care se afla în vacă o zi înainte ajunge pe raftul magazinului și chiar la consumator în mai puțin de 24 de ore. Și din punctul meu de vedere e un lucru foarte bun să fie proaspăt, să fie natural. Omogenizarea parțială ajută foarte mult pentru că doar o parte din grăsime este metabolizată. Și mai ajută la ceva total surprinzător, ajută la aroma laptelui. Laptele, cu cât este mai puțin procesat, cu atât are mai mult din aroma naturală. Atenție să nu confundăm cu defectele laptelui. Are defecte? Câteodată laptele poate să aibă defecte. Poate să aibă defecte datorate igienei, poate datorate sănătății animalului sau chiar ce a mâncat animalul. Corect? Iată furaj. Și dacă furajul are o proporție greșită într-o zi, se poate întâmpla ca laptele să aibă gustul diferit. Și uneori, consumatorii confundă mirosul de fermă cu cel al laptelui, ceea ce nu este corect. Laptele trebuie să aibă un miros foarte pur. Adică și să miroase a nimic. Trebuie să miroase aproape a nimic. Așa este normal să fie laptele bun. Dintr-un astfel de lapte se pot face lucruri senzaționale. Fie că e vorba de iaurturi, și noi avem o gamă largă de iaurturi, iaurturi de băut, eu știu, Sana, lapte bătut, dar și iaurturi cu coagul ferm, cum este iaurtul natural. Noi facem iaurturile cu coagul ferm ca pe vremuri, le facem direct în borcan. În fiecare borcan se pune laptele, se adaugă agentul ferment, de, da? Da, se lasă la temperatură câteva ore și apoi se bagă la rece și este gata iaurtul. De ce? Ajută foarte tare la formarea unor aminoacizi, ajută foarte tare la formarea gustului și ajută foarte tare la a obține o durată de viață la raft suficient de îndelungată pentru un produs complet natural care nu are nevoie de niciun fel de adaus. Care este durata la raft pentru produsele dumneavoastră? Vorbim de lapte, iaurt? Pentru acidofile, durata este în jurul a 3 săptămâni, dar atenție, este așa pentru că avem ambalaj de sticlă. Pentru că în situația pasteurizării la temperatură joasă, timp scurt, dacă le-am ambala în plastic, da, perioada lor de valabilitate la raft ar fi mai puțin de jumătate. Mai puțin de jumătate. Ceea ce ar face foarte, foarte greu lucrul cu
retailerii mari, pentru că ei au nevoie de 1, 2, 3 zile să reușească să pună în piață. Să le ducă pe raft. Mai ales să le pună pe raft. Mai ales când vine vorba de produse mai complexe sau de nișă. Da? Poate carnea de pui reușesc să o pună 24 de ore pe raft. Însă dacă vine vorba de brânzeturi, le este foarte greu. Eu am să spun rapid, pentru că ați câștigat foarte mare cotă de popularitate și de drag în rândul consumatorilor, dar fac pariu că aveți probleme la transport, poate sticla se sparge casabile. Cum se întâmplă? Din fericire nu prea se sparge sticla, pentru că este o sticlă termică produsă în Germania, este o sticlă foarte rezistentă. În unul din trei cazuri, la o cădere de la un metru, pe o suprafață semitare, nu se sparge. Probabil că au văzut consumatorii asta în timp. De ce? Noi ne-am dorit o sticlă care să poată fi reutilizată de cât mai multe ori. Și atunci sticla termică este potrivită pentru că suportă o diferență de temperatură de 50 de grade Celsius. Nici nu o să credeți câte alte produse se pun. Eu, spre exemplu, am făcut dulceață de ardei iut și o ambalez în borcanele dumneavoastră. Suntem pe locul 2 în România la bulion. E în regulă. Mai există o companie de bere, nu o să dăm numele, dar care are un căpăcel cu garnitură. Și ei sunt numărul 1, e de înțeles. Dar se pot refolosi cu succes, iar borcarele sunt suficient de rezistente cât să se poată face prăjituri în ele la cuptor. N-am știut asta. Promit că următorul Lava Cake va fi făcut într-unul așa. Știu foarte bine, ferma Șerban este una cunoscută. Fermierul Nicușor Șerban este unul dintre fermierii îndrăgiți. E clar că aici, pentru că suntem la Farm Connect, pentru că sloganul acestui târg a fost închiderea lanțului. Nicăieri nu s-a îmbinat mai bine ferma, furajul, pentru că trebuie să recunoaștem că ferma își face propriile furaje, astfel încât să știe să mănânce vaca sănătos, ca aici. Pentru că una este să vinzi, dumneavoastră știu că vă ocupați de marketing și de vânzare, iar domnul Șerban se ocupă pe partea cealaltă de câmp. Motiv pentru care nu-l văd aici, semn că e ceva de făcut în câmp. Cu siguranță. Suntem în perioada ideală pentru lucrările de vară. Ceea ce am făcut noi a fost, eu și soția, a fost să aducem fabrica în companie, să construim un element foarte important al acestui cerc până la urmă. Da, lucrăm câmp, avem cultură mare, facem cea mai mare parte a hranei animalelor, avem vacile, avem acum și fabrica, procesăm, livrăm marilor magazine. Ce capacitate are fabrica? De fiecare dată când vorbim, doar văcuțele noastre, laptele de la văcuțele noastre îl procesăm? Deocamdată da. Fabrica are o capacitate de 130 de tone pe zi. Pare că vreți să o măriți. A fost mărită de curând. Până acum era 70 de tone. Dar a fost mărită de curând pentru că am deschis o nouă secție de unt și brânză, iar când vine vorba de unt și de brânză, intră foarte mult lapte, mai ales când vine vorba de produse natural. La târgul Farm Connect se va întâmpla o premieră, acolo unde lăptăria cu caimac a ales să facă cunoscută pieței noua gamă de produse. Și e vorba de unt. Este vorba de unt, care pentru noi este o categorie nouă. Noi am mai avut produse pe categoria brânzeturi și produse care sunt de mult în piață și pe rafturi, dar categoria de unt este complet nouă pentru noi, iar untul este foarte important. Untul reprezintă 28-29% din valoarea pieței lactatelor în România. Și noi am pregătit pentru început, pentru lansare, 3 rețete. O să avem un unt simplu, o să avem un unt sărat afumat și o să avem un unt cu leurdă. Sunt produse foarte speciale. Ne-am dorit să facem produse de foarte înaltă calitate care să meargă și către export. O să bem împreună o guriță de, pentru că acum aș vrea să începem și să vorbim ca într-un simplu podcast. Ia ziceți, ce e mai greu de făcut? Cum e să lucrați cu soția alături? Care sunt provocările alea grele? Cred că cea mai mare provocare o reprezintă oamenii. Angajații. Da? Pentru că nu suntem într-o zonă cu tradiție suficientă în rândul fabricilor de procesare lapte. Asta este adevărul. Sudul Câte țării, fabrici mai sunt în zonă? Sunt foarte puține. Sunt foarte, foarte puține. Ceea ce înseamnă că noi am preluat angajați de pe băncile școlii, i-am pregătit și i-am crescut. Și așa am ajuns astăzi aici. Avem un colectiv foarte tânăr. Echipa are în medie 30 de ani, ceea ce poate nu spune cu adevărat cifra. Au puțini ani în meserie, iar unii dintre ei și-au făcut toată experiența la noi.
Aici e cea mai mare provocare. A doua mare provocare este nivelul de educare al pieței. Oh, da. Pentru că oamenii au nevoie să învețe, să se intereseze despre ceea ce mănâncă, să învețe să citească etichetele, să fie un pic selectiv. Dar e vorba și de preț, diferențierea de preț? Cu siguranță și prețul are un cuvânt de spus. Noi facem produse de nișă, da, care costă mai mult. Rămâneți cu ele pe stoc vreodată? Nu prea. Oricum noi facem, deci nișa e largă. Nișa e largă. Noi nu facem produse pe stoc, noi facem la comandă. Ceea ce ajută foarte mult ca să nu avem pierderi. Neavând produse pe stoc, nici nu o să vă întâlniți cu promoții. Trebuie să scăpăm repede de niște sana. Nu avem așa ceva, facem la comandă. Aveți probleme de genul, au rămas, ni le-au dat înapoi, nu le-au plătit la timp? Care mai e situația cu retailerul? Există o lege, legea 321, care interzice returnarea produselor alimentare perisabile. Însă, ceea ce nu se vede este out of stock. Și e un subiect de care se lovește toată lumea, nu doar noi. Preferă magazinele să fie un pic prudente, da, să comande ceva mai puțin față de vânzarea estimată. Și de asta se întâmplă ca uneori consumatorii să ajungă la raft seara, la sfârșitul orelor de muncă, și să nu mai găsească produs. Și poate ne scriu, fi un compliment pentru dumneavoastră, dar niște fel, mail-uri multe. Într-un fel este, în alt fel nu-l percep bine, pentru că ajung la raft și își caută produsele și nu le găsesc. Ne străduim să rezolvăm de fiecare dată și fiecare mesaj pe care îl primim îl tratăm cu seriozitate. Încercăm să discutăm cu magazinul respectiv, cu rețeaua, și încercăm să îmbunătățim lucrurile permanent. Care e principalul motiv de care compania este foarte mândră? Sunt convinsă că există un moto, există o motivație pentru a vă duce zi de zi la muncă. Motivația este aceea că am făcut aceste produse să le dăm în principal copiilor noștri. Și motivul principal de mândrie este faptul că angajații mănâncă produsele noastre. Știu ce fac. Pentru că știu ce fac. Ei, și pentru că ultimul pasaj al acestui interviu este despre ambalaje. Știu foarte bine că vorbeam cu doamna Monica Puiu despre produsele dumneavoastră și cu foarte multă lume care le cumpără și își doresc să găsească undeva un loc unde să le returneze, pentru că nu se îndură să renunțe la ele și nici nu facem atâta dulceață de ardei sau bulion. Așa este. Noi pregătim un sistem de recuperare și reutilizare. Foarte bine. Care o să aibă două componente, o rețea de automate tip reverse vending machine, în care să poată oamenii să introducă sticlele și borcanele, și o stație de spălare. Însă, stația de spălare este o investiție foarte mare deodată. Deci și nu doi, e mai costisitor punctele de colectare, e costisitoare nu, partea de spălare. Nu, pentru că există, din fericire, un public absolut minunat, care este extrem de interesat de reciclare și care sunt absolut convins că poate să se descurce și cu 5-6 centre în tot Bucureștiul. Da? Câte unul pe sector, totul e să le avem și pe acelea. Dar stația de spălare este o investiție mare, este o investiție foarte complexă tehnic și, în afară de asta, aveți posibilitatea criza energetică. Fonduri europene, cum veți face? Nu uităm la pentru fonduri nerambursabile, cercetăm cu mare atenție. Dar criza energetică a mai adus o complexitate, trebuie să construim în paralel și stația de biogaz. Pentru că e nevoie de energie la costuri acceptabile ca să putem spăla sticlele și borcanele. Domnul Șerban și-a dorit întotdeauna o stație. Da, de... pentru că închide un ciclu, da? Practic folosești niște deșeuri ca să creezi energia necesară. Aveți de unde. Și în felul ăsta, odată că facem economii, în al doilea rând impactul asupra mediului o să fie unul important. Și nu în ultimul rând, consumatorii vor fi mai mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu produsele pe care le consum. Știu că vă grăbiți, motiv pentru care o să încheiem printr-un, așa cum fac cu toți care vorbesc în acest podcast, despre SF-uri. Să știți că toată lumea și-ar dori ca untul dumneavoastră, care va avea câtă grăsime? 80%. 80%. Doar 80%? N-avem 70, n-avem? N-avem 65, nu avem alte variante. Noi ne dorim ca atunci când punem untul dumneavoastră pe pâine, dacă se întâmplă să cadă pe jos, să nu cadă pe partea cu unt, vă rugăm. Trebuie în să rest... vorbiți cu Murphy.
ne vom ocupa. Vă mulțumesc tare mult, a fost o plăcere și sper să ne revedem sau să avem cât de curând untul dumneavoastră în magazine. Îmi doresc ca cei care folosesc untul dumneavoastră de fiecare dată să pună produsul, poza cu produsul, astfel încât să înțeleagă lumea cât este de iubit, pentru că sunt convinsă. Primiți și dumneavoastră mail-uri de felicitări, dar ce găsim și noi în jur, vă trebuie această energie din partea consumatorului cât să vă hrănească pe dumneavoastră. Cu siguranță. Vă doresc toate cele bune.